Biserica cu hramurile, adormirea Maicii Domnului și Sfântul Grigorie, teologul din parohia Rediu, protopopiatul 1 Iași, județul Iași, și-a serbat luni 25 ianuarie 2021 al doilea hram. Pașii credincioșilor din parohia ce a îmbrăcat straie de sărbătoare și cei ai pelerinilor din orașul Iași s-au îndreptat către locașul de închinăciune aflat în apropierea orașului Iași. Încă de la intrarea în incinta complexului parohial, oamenii care au venit la acest moment de sărbătoare au putut observa noile înnoiri, poarta principală din lemn și troița ridicată de către o familie de credincioși ortodoxi din Orhei, Republica Moldova. Pe drumul către biserica parohială, crucile eroilor căzuți în cele două războaie mondiale și în timpul războiului de independență de la 1877 străjuiau locașul de închinăciune ce a primit strălucirea de odinioară în urma unor ample lucrări de consolidare, reabilitare și înfrumusețare. Programul liturgic dedicat cinstirii Sfântului Grigorie de Nazianz a cuprins săvârșirea utreniei, a acatistului, a Sfintei Liturghii și a Parastasului. În cadrul Sfintei Liturghii s-au înălțat rugăciuni pentru făuritorii Unirii de la 1859 și de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în anul ce a trecut.
Predica sărbătorii a fost ținută de către părintele Dan Apostol, slujitor la mănăstirea Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, care a explicat importanța Sfintei Proscomidii și a Sfintei Liturghii, atât pentru cei vii, cât și pentru cei plecați în lumea veșniciei. Dar noi, cei care suntem cu adevărat credincioși a bisericii noastre ortodoxă, nădejdea noastră este în Dumnezeu. El este Cel care ne apără, Cel care ne păzește, Cel care ne iubește, Cel care se dăruiește. Da, Hristos este prezent în noi, este prezent în casele noastre, este prezent în inimile noastre, în familiile noastre. În cuvântul adresat la finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Ștefan Tulan a expus câteva învățături ale Sfântului Grigorie Teologul, care a avut ucenici atoniți și la Rediu. Știm foarte mulți dintre sihaște și călugări care atoniți, care au trăit aici în clubile Rediului, a Mârzeștiului, a Păreștiului, a Teuteștiului, aproape toți aceștia erau cunoscători ai plantelor medicinale, dar erau foarte pricepuți și talentați oameni ai cântecului. Cântările pe care le auzesc văsile voastre aici este o bucurie nespus de mare. Nu se găsesc oriunde în lumea aceasta. Păsările care ciripesc atât de frumos în pădurea noastră și spațiul acesta este mirific, încât locul acesta este binecuvântat și ei s-au simțit foarte bine. Atâtea mii de plante, 5.000 de plante ocrotite de UNESCO în zona noastră, vă dați seama, beneficiu. Cei prezenți au cântat apoi mulți ani trăiască pentru toți membrii comunității parohiale. Mulți ani trăiască într-o... Cinstirea Sfântului Grigorie Teologul a fost prilej de bucurie pentru ienoriași și de aducere aminte de înaintașii știuți și neștiuți care s-au jertfit pentru apărarea gliei și credinței străbune și care își dorm somnul de veci în pământurile înțesate de sângele vărsat în timpul conflagrațiilor mondiale. Actualii urmași ai locuitorilor din Rediu sunt binecuvântați de Dumnezeu pentru că au un complex parohial pentru care s-a depus multă jertfă. Biserica reconsolidată cu pictura în curs de finalizare, așezământul social filantropic pictat la interior, lumânărarul, camera centrală, alei pietruite, poartă la intrarea principală și multe alte dependințe. Dacă actuala generație a avut menirea de a întreprinde multiplele lucrări, urmașii au datoria să cinstească ostenela ctitorilor, să-i pomenească în rugăciune, dar în primul rând să fie prezenți trup și suflet în biserica parohială, la Sfinte slujbe pentru a se curăți de păcate și pentru a se ruga lui Dumnezeu cel milostiv și drept.